Deci am aici două grajduri care ele vor deservi strict pentru zona de cercetare. Fiindcă noi am împărțit în două categorii. Compartimentul de cercetare care țin tot lotul de animale pe supuse cercetării și avem și partea cealaltă acolo, baza experimentală zootehnică care este pentru dezvoltare. Tot ce avem aici, ducem în zona respectivă și de acolo va pleca spre comercializare ceea ce nu ne interesează. Destinat producțiilor, lapte, carne, în funcție de cerința care o au. Dar astea două grajduri vor arăta diferit de celelalte, pentru că am în calcul partea de cercetare. Loturile care fac obiectul cercetării, vorbesc de loturile de animale, ele o să aibă un alt regim, sub o altă observație. Cercetătorii nu mai trebuie să umble, să spunem, cu cizme, cu mască la față, datorită amoniacului din grajduri, fără să au, o să aibă aerisirii separată, o să fie separările care se fac la animale, pe culori, nu mai ne permitem să mergem pe acele animale la toate culorile să arată o turmă pestriță. Nu, loturile vor fi foarte bine organizate în așa fel încât cercetările să aibă și ele acuratețea lor. Vorbeam astăzi cu cineva și îmi spunea, zice, dom'le, dar fondurile europene, dom'le, fondurile europene în România nu poate accesa decât 1,5% din fondurile alea destinate cercetării la nivel de Uniunea Europeană. Avem acolo 95 de miliarde de euro, din care 15 miliarde de euro sunt destinate cercetării în agricultură. Noi nu accesăm decât 1% de acolo. Știți de ce? Lipsește infrastructura. Cercetătorii avem buni, avem tineri care vor să se îndrepte spre cercetare, dar infrastructura până acum la stat de dorit. Ei, după ce o să termin proiectul de modernizare și pus la punct, cu siguranță vom ataca acele 15 miliarde de euro care sunt la nivelul Uniunii Europene, să beneficiem și noi, România, de câteva proiecte și care să aibă impact nu doar la nivel național, ci și la nivel Uniunii Europene. La ora actuală, România, datorită lipsei infrastructurii în activitatea de cercetare, se duce ca un cățeluș, scuzați-mi expresia, știți cum face partener, un mic partener pe lângă ceilalți, să spunem, titulari de proiect din alte state, care stațiunile lor de cercetare arată impecabil. De foarte mulți ani spun la nivelul Ministerului Agriculturii și ne confruntăm acum cu chestiunea asta. Noi am apărut pesta aromecătoarelor mici. Păi de ce permitem în România să intre atâtea animale netestate? Când vorbesc de foarte mulți ani, orice animal care intră în România trebuie testat din punct de vedere al sănătății și compatibilității cu rasele noastre. Și zona, și adaptarea la zonă. În condițiile astea nu mai există riscul de a aduce boli în România. Chestiunea asta întârzi să apară. Sper că odată ce am avut aceste, să spunem, și trăim necazul acum cu pestea rumecătoare mici, să ne trezim la realitate și să investim în cercetarea din România. Am fost printre cei mai buni. Acum suntem la pământ cu infrastructura. Cercetător, repet, sunt destui.